Da, te bagi în seamă. Dacă nu era apă deloc aici, de ce n-ai venit? Bă, hai te ajut, dar mă dați tot. De ce nu? Ați văzut, situația este critică. Vedem ce se întâmplă în acest moment, cum se intervine și cât de dificilă este operațiunea celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cristi Popovici, colegul meu, ne aduce ultimele detalii. Bun găsit tuturor! Plouă în continuu de 48 de ore în județul Vrancea și suntem în mijlocul unei rafale în acest moment. La fiecare 45 de minute, o oră, o oră și jumătate, plouă, uite așa, cât un sfert de oră, 20 de minute și se inundă absolut toată localitatea. Suntem în localitatea Biliești în acest moment din județul Vrancea, în plin cod portocaliu de ploaie și cod hidrologic, cod roșu hidrologic. Vedeți, șoseaua este inundată. Aici suntem pe un drum județean, drumul județean 203D, care este complet acoperit de ape. Îi vedeți în fața mea pe cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care doar pot să evalueze pagubele în acest moment, pentru că nu, efectiv nu se ar, nu au cum să intervină. Bună ziua, să trăiți! Apa până la genunchi, cum mai suportați în acest moment? Mulțumim. Nu mai aveți, nu mai au nici vorbe oamenii de aici. De plouă, efectiv, nu ai ce să spui. Gospodăriile acestea sunt gospodării în dreapta mea, gospodării acoperite cu ape. Mi-e și frică să mă aventurez un pic mai încolo. George, oprește-te aici pentru că nu știm, poate să fie șanțuri și efectiv să te duci cu camera până la fund. Încolo sunt în jur de 20 de militari a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și în acest moment intră din gospodărie în gospodărie pentru a vedea dacă nu cumva sunt oameni blocați în case, pentru că nu se poate intra, nu se poate ieși, sunt oameni în vârstă în aceste zone și doar asta se poate în acest moment, verifica dacă oamenii sunt în regulă, să stea în case, să se urce în podurile caselor, în zonele mai înalte, pentru a nu fi acoperiți și ei de ape, pentru a nu se ajunge la tragedii, cum le-am avut pe cele de ieri din județul Bacău, unde doi oameni au fost luați de viitură. Și în acest moment există pericolul formării viiturii. Noi în acest moment suntem în apele râului Putna, care au revărsat și au acoperit străzile de aici, din localitatea Biliești. Sunt 50 de gospodării, cel puțin 50 de gospodării acoperite de apă în acest moment. Avem localnici care se deplasează cu greutate. George, nu te duce mai în spate, că e pericol acolo. Încercăm să ajungem la oamenii, la doamnele acestea și să stăm de vorbă cu ele, să vedem dacă se poate vorbi, dacă pot vorbi. V-am zis, nu suntem într-un râu, nu suntem în acest moment într-o baltă, suntem pe un drum, un drum județean, drumul județean 203 din județul Vrancea. Sărmâinile, unde ați pornit pe ploaia aceasta? Venim. De unde veniți? Am fost la o nepoată, am deschis porți, că erau lemne, erau dezastru ce era acolo. Am deschis acolo. Am deschis, fie sunt în Italia. Da. A plouat toată noaptea și ieri și ala de o săptămână. De o săptămână, da? Da. Și ați fost la o nepoată să vedeți dacă e în regulă, dacă e... Da, la fata mea am fost eu. Am înțeles. Și cum este? Cum? Apă peste tot, sunt casă. Apă până la brâu, nu că până aici e mai mică, dar e pericol ce e încolo, e dezastru. Am înțeles. Am deschis porțile. Bine, să rămânem. Da, sănătate, sănătate. Mulțumim, dumneavoastră.